În lunile august, septembrie și octombrie, peste 300 de gorjeni vor rămâne fără locurile de muncă. Cele mai multe disponibilizări vor avea loc în luna septembrie, când 278 de persoane își vor pierde locul de muncă. În baza de date a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, sunt înregistrați un număr de peste 10.000 de șomeri, rata șomajului fiind de 6,5% în scădere față de lunile anterioare. În perioada următoare avem pentru luna august notificări de la 3 agenți economici care vor disponibiliza un număr de 40 de persoane. Este vorba despre Petrom, despre CFR Marfă și despre distribuție gaz. În luna septembrie-octombrie avem o notificare de la un agent economic, este vorba despre Hidroconstrucția, care va disponibiliza un număr de 278 de persoane. În perioada 1 septembrie-31 octombrie. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, Ana Maria Niculescu, a declarat că absolvenții promoției 2011 sunt așteptați să își depună primul dosar de căutare a unui loc de muncă în 60 de zile de la data absolvirii pentru a nu-și pierde indemnizația de șomaj. Cei care au terminat în sesiunea iunie se pot înregistra în iulie. Cei care termină în iulie, în luna imediat următoare, adică în august. Deci cei care au prima sesiune, iunie-iulie, la 1 august trebuie să vină să-și depună acest dosar, pentru ca după data de 1 septembrie, respectiv 1 octombrie, să beneficieze timp de 6 luni de ajutor de șomaj în cuantum de 50% din indicele social de referință, care este 500 de lei. Peste 200 de absolvenți care nu au promovat examenul de bacalaureat și au depus la AJUFM Gorj primul dosar de căutare a unui loc de muncă.